Ce? Capa. Bine, m-am găsit la episodul... Ok. Bine, v-am găsit la episodul 6 din Mănânci până crap. Azi l-avem aici lângă noi pe... Marius. Mircea Bravo. Marius, copilul lui Aurel. Sincer, am luat o cafea și înainte și mi s-a umplut așa stomacul, dar încerc să mănânc cât pot, să nu răspund la întrebări picante. Dar cum ai zis? Cum te... Cum ai... Cum adică ți s-a închis stomacul? Bă, nu știu, așa e, în stomac se simte ceva și efectiv eu am simțit ceva. De la și cafea? Și mi s-a închis stomacul, de la cafea? Da, mă simt sătul. Gen, gata, nu mai ai. Ce? Ți-e plin stomacul. A, nu, nu mai pot. Să vină întrebările. Bun. Asta o să mâncăm pizza și șuri. Dacă tot să te mă bucurești, mâncăm șuri de la Love You Shoe. Băi, eu nu știu ce s-a ales șuri. Cum să nu știi? De ce Andreea nu știe ce s-a ales? Nici eu nu știu. Cred că ea a inventat cuvântul ăsta. Dar șuri, ce doamne iartă-mă, seamănă cu un fel de șură. Știi șura, nu coteț, gen. Nu-i coteț. Hei, ba da, e șură. Coteț. Unde ține să ține fân? În nu. Ok. 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 V-ați prins? Și mâncăm niște pizza de la centrale. Tu ai cico, cum ești la aia? Nu știu, dar am mai mâncat ciocolina și... Și ai o margarita simplă, să fim basic, și asta știu sigur că e bună. Ești pregătit? Sunt pregătit, Andreea Cor. O să avem și o probă surpriză cu Andreea. Mă simt la acces direct, cu pizza, vine asistenta. O punea să se dezbrace. Denis Trifai, chestii de-astea. Într-un minut. Cine mănâncă mai repede, o să câștige. 3, 2, 1 și... Eu cum mănânc? Bă, dai pună. Păi, la mea ca ciciolina. Da. Exact. Dar am uitat gustul. Bă, nu știu că am să te bat. Ioo! Nu știu așa. Ce? Nu știu așa. Trebuie să mănânci cotorul, Marius! Ei, nu pot! Trebuie și cotorul! Hai, 34 de secunde! Deci simt că asta mâncare... 3, 2, 1, 0... Dar cine dracu m-a pus să-mi iau cafea de la Starbucks? Și promo Starbucks. Starbucks, dacă nu ne sponsorizez. Ce știgare? Eu, te-am mâncat două. Bă, eu m-am supărat. Dar au zis Andreea că trebuie să mâncăm și contorul. Dar eu sunt șef aici, că e misiunea mea. Mâncă contorul. Unde e contorul de curent? Ok, nu-i problemă. Am câștigat. Sunt pregătit să răspund la întrebarea pe care o să-mi o pui. Stai că am un aparat, da? Am contor în aparat. Întrebare roșie. Ce părere ai despre noua lansare în lumea de beauty, adică pensulele lui Mario Simen? Ți-ai comandat? Ai făcut pre-order? Bă, nu, subiectul ăsta e mega controversat. E mega... Contor! Exact. Bă, subiectul ăsta cu săracul Mario Simen e foarte controversat. Bă, n-am nimica cu el, gen... Ok, nu urmăresc contentul lui, dar și ce mi-apare? Pă, când îmi deschid TikTok-ul, toată lumea cum reacționează la clipurile lui. Și de câte am înțeles că o mință lumea, bă, și nu-i frumos. Chiar nu-i frumos să minți lumea, că, na, gen, ok, nu se prinde 10-15, că, na. De exemplu, uite, eu am văzut TikTok-ul cu mail-ul fals pe care el și l-a dat, dar eu nu m-am prins. Dice că eu nu știu engleză, înțelegi? Și nu m-am prins. Dar a venit cineva foarte deștept cu o explicație și cu probe. Cu probe. Și l-o găsit mincinos, bă, și nu e ok să minți pe... Să minți în lumea online, chiar nu e ok. Gen, nu mai face Mario Simen, nu mai fă clickbait-uri, că îți dă lumea cu hate. Și eu, gen, n-am nimic cu tine, dar, bă, nu-i... E ok. Nu-i frumos. Dacă o să oprind așa și te pus în mijloc, Mario Simen, nu mai fă. Okay. Mario Simen, dacă vezi acest clip, n-am nimica cu tine, bro, dar lasă-te de sportul aici. Nici eu n-am nimica cu tine, era doar
o discuție de moment din lumea online. O dezbăteam, da? Da. Nu are nimeni nimic cu nimic. Aceste pizza o să le mâncăm mai târziu sau o să le donăm... Andreea Suciu? O să le donăm regiei din spate. Regia Andreea Suciu? Și cu Tavi. Place pizza Țocionina. Și cu Tavi. Și cu Tavi. Acum, pentru că ne aflăm la minunata reședința Andrei Suciu, avem o probă special concepută de către ea. Două băuturi misterioase. Vă dați seama de... Nu, Andreea Suciu efectiv face poțiuni de vrăjitoare și nu există așa ceva, frate, nu. Dar vrei să le mirosim? Da. De miros o să le miros, că tot timpul mă pune să le miros. Yeah. Are niște prepa. E iute? E ceva iute? Puțin. Iute? Ce e asta? Are ghindir. Dar e iute? Bă, e bun? Eu am încredere, dacă zice Tavi... Ce o să-ți pare, sigur. Tu vomiți după aia, dar abia că e bun. Bă, nu știu, e ceva, chiar e ceva ce-ar face Andreea Suciu acasă într-o zi în care e depresivă și n-are chef să iasă din casă, dar e ceva licoare de aia să te îndrăgostești. Stai să... Aoleu. Și eu sunt îndrăgostit deja și nu vreau să... Accentuez această stare. Andreea, hai să bem noi, să ne îndrăgostim. Îți las și-ți o gură. Fetelor, nu mai ești disponibil, sorry. Eu trebuie să mă uit în altă, o să mă uit pe geam după aia, că dacă mă uit după ce beau și mă uit direct la bar și mă îndrăgostesc. Vai de mine, și trebuie să închid ochii. Și oricum am uit, adică mă inimioară aici. Băi, nu seamă n-ai inimioară. E fain, am remarcat-o, dar... inimioară. A, ok. Mulțumesc că mi-ai spus. Am crezut că e pur și simplu o bulină. Glumesc. Nu e nicio problemă. Se vede că e un triumf, nu chiar o inimioară. Am vrut să fiu sincer. Bun. Ok, îi dăm start? Da, cât îi dăm la ăsta? Nu-i dăm un minut, că e prea mult. Nu, trebuie să... Ba da, un minut. Un minut? Da. A, păi nu-ți iau un minut să bei ăsta. Zici? Dă-ne 30 de secunde. Eu oricum vreau să mă duc în ceva. Dă-ne 30. Ok, 30. Ok. Gata? Okay, da, gata. 3, 2, 1, start. King. Ce bun. Andreea Corn. Ai, Dios mio. Ustură gura. Pablito! Nu prea am avut noi o legătură strânsă. Vezi că anul trecut de Valentine's Day am fost împreună. Anul trecut de Valentine's Day am fost împreună. Și anul ăsta. Și anul ăsta ne-a prins. Cred că e un semn. Ăsta e machiajul meu de Valentine's Day. Cum si cum sa. Bă, dar eu vreau să știu că m-am îndrăgostit chiar de tine. Chiar de mine? Da. Mie-mi place de Mario Sibă. Deci am bătut Andreea Corp. Nu e rău la gust, dar eu și ții ghimbirul ăla. Bă, tu chiar ești vrăjitoare, adică tu faci poțiuni. Bă, ești o pisteană. Doamne, fer, nu-mi da de aceea, sora mea. Te-am bătut. Las pentru alții. Eu n-am bătut toată și de-aia nu m-am îndrăgostit, știi? Hai să-i punem o întrebare Andreei Corp. Andreea Corp. Am vrut să spun aia cu ultimul mesaj din telefon cu persoana secretă, dar am zis, bă, nu cred că... are ceva secret, nu cred că are nimic de ascuns, dar o să te întreb altceva, Andreea Corp, cu cine nu ai colaborat din mediul online? Bă, deloc! Și să și justifici de ce. E a doua oară când răspund la întrebarea asta la fel și vlogul ăsta nu este despre el, dar cu Mario Simon. Bă, dar stai, ai făcut un vlog la un moment dat și bă, am văzut, bă, ce mișto o serie face Andreea Corp, ia să mă uit și eu. M-am uitat la videoclipul cu ăsta, cu Andu. Cu Vlad Jucan. Ok. Îl întreb tu nu știu ce, o persoană din mediul online și ghici ce zice Marius Elisei. De ce? Por qué? Și a rămas așa, știi? Deci aici se fac controverse la emisiunea asta, așa să știți. Acces direct. Jur, efectiv mă simt ca pulpița și violent. Și lămâiță! Îți spăl lămâița? Nu, aia de-o dat cu polovanul după mine la bai, da? Ce? Nu că noi avem vorbele noastre, știi? Trebuie să ți le explice cineva înainte să prinzi gluma, știi? Mă scuzați pe mine. Da, Andreea Suciu zice asta, ce? Cine? Și numai eu râd dintre toată lumea, știi? Că numai noi o înțelegem. Ok.
A, deci ca să răspund la întrebare, da, n-aș colabora cu Mario Simen, n-am nimic cu el, again, pur și simplu nu e vibe-ul meu, cam atâta. Dar e a doua oară când zic asta și la primul s-a uitat la clip și era pe live când s-a uitat, am văzut și eu live, vezi că ți-am văzut live-ul. Și gen, au zis că, what? De ce a spus asta despre mine? What? De ce? Like, what, sister? De ce? Și n-am zis nimic, aurite, am zis exact acum, că no, nu voiam. Deci, ok, n-am nimic cu tine, dar atâta. Ultima probă. Avem aici niște șuri. Avem un fel următor. Banane flambate și fructe roșii. Ce preferi? Banană flambată. Banană flambată. Poftim banană flambată. Bun, e ultima... Stai mă, nu trece. Bun, eu am și lingurițe dacă vrei. Bă, nu cred că o să fie. Aia zic și eu, că trebuie să atacăm direct. Eu sunt mai de la țară. Cheers. Cât de timp ne dai? 30 de secunde. 30? Da. Ok. Hai. Dacă mi-aș trebui. Oh my god. Are ceva marțipan, băiat. Mă gândesc despre tine, Mariu, ce mai faci? Nu mai e bună, nu mai e. Ok. Nu e bine? Bă, ce? Zine de nepoțită ta, ce mai facem? Cât ani are? 11. Ce mai face? What the fuck? Cum mai e? Are gaze la stomac. Bă, dar cât mănânci? Nu-ți mai ajunge. Olo, ce mâncătoare, frate. Nici n-am apucat, frate, să mi se ducă înghițitura așa, să-mi ajungă până în plămâni. Asta o băgat toată prăjitura în gură. Ia s-a deschis stomac. S-a deschis stomacul, a? Până în plămâni cu mă. Cum ți-i închis stomacul meu. Bă, nu cred că aia era mai bună cu fructe. Nu știu ce am ales ciocolată, că mie nu-mi place ciocolata. Dar e ok. Uitați-vă la el când e de serios cum se uită în cameră. Nu știu de ce am ales. Eu sunt ok. Dar zici că i-am dat în cap. Eu sunt ok. Zici că am fost la pomană și am mâncat. Așa mă simt. Altă întrebare. Ultima mea întrebare. Întrebare roșie. Asta e, cred că roșcată, nu-i roșie. Îți dau un top de oameni, adică o listă cu 3 oameni și ne spui care e cel mai cringe și care e cel mai puțin cringe dintre ei. Adică să fac top 3? Să faci top 3, exact. Și care e pe locul 1, adică ăla e cel mai cringe. Ok. Alegi așa, dintre Adelina Pestrițu, Gheboasă, okay, și Adi Minune. Bă, pe Adelina o cunosc cea mai necringe femeie pe care am cunoscut-o vreodată și cea mai mișto femeie, gen pe content, pe orice. Deci Adelina Pestrițu cred că locul 3, deși nu ar avea ce căuta în top. Ok. Adrian Minune îmi place. Bă, dar și Gheboasă îmi place. Oh, ce. Bă, îmi place mult Gheboasă. Da, o să-l pun pe locul 2 pe Adrian Minune și pe și locul 3. Păi cum locul 3? Că locul 3. Locul 1. Locul 1, Gheboasă. Bă, nu știu, și eu scringe, da? Cum ai zis de Gheboasă? Nu, 3 Adelina. Te-a mai fost că faci Gheboasă? Bine, ar trebui cu spatele, da. Fă-ne cu spatele. Dar nu-i rușine. Eu sunt rușinos mai de felul meu, știi? Adică, atunci când sunt frumos, rușinos. E rușine. Mi-a spus mama atunci când este o cameră sau ceva pe tine, e rușine. Când nu este, fă-ți viață. Și asta fac. Ok, foarte random. Da. Andreea Corp, îmi place emisiunea ta, o să mă uit la episodul cu mine. Mă bucur. A, vezi că te-ai uitat și la primul. Păi m-am uitat că era vorba nu de mine. Nu contează, s-a uitat. Bun. Mulțumim că ai fost alături. N-am crezut că o să râdem așa tare. Ha? Eu n-am crezut că o să râd așa tare, jur. Păi... De obicei nu râdem așa de mult. Cu ea mai râs. Da. Ia un ghisit albină.
Da. Am crezut că mergem la spital cu ea. Bă, dar și care e faza? De fapt, tu știi și nu știu dacă ai văzut și tu, gen păstorilor și pe TikTok. Am ceva moment, efectiv, vin albinele la mine să pun pe mine și eu intru în panică, efectiv, eu nu știu ce să fac. Îngheț, înlemne și o să-ți arăt după astea clipurile cu albine. Cu albine. Bun. Mulțumim că ați la noi. Nu uitați dat un like, share, subscribe, com, ce mai vreți voi. Ne găsiți Andreea Corp peste tot. Marius Elisei. Marius Elisei peste tot. Peste tot. Andreea Suciu, ea e Andreea Is, Andreea Suciu, Andreea... Dar de la ce vine Is? De la Isus? Da. Ismina? Yasmina Suciu. Ah. Din Israela. Romina Suciu. Bă, am distrat foarte bine. Abia aștept să mă invit la următorul episod. Este foarte ok. O să mă invite dacă face vizualizări, dacă nu. Dacă nu. Pare rău, cam atâta. Bun, ce mai pot să mai zic? Așa, de dați follow, ne găsiți, cam atâta. Miau!